Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asta e o discuție veche, mulți au, mă rog, avem unii dintre noi camere de bord în mașini, plus că toată lumea poate filma cu telefonul mobil orice incident în trafic sau poate fotografia. Da, da. Pe rețele este plin de astfel de incidente semnalizate, dar poliția rutieră nu poate lua în considerare acum aceste filmări ca să dea amenzi sau să ridice permise. De ce? Pentru că în codul rutier e vorba de, mă scuzați, contravenții. În codul rutier, amenziile în general sunt pentru contravenții, iar contravențiile nu pot fi constatate decât de agentul constatator îndrituit de lege. Să trăit. Adică de polițist. Cetățeanul nu este agent constatator. Agentul constatator respectă legea. Situația se schimbă în cazul unor posibile infracțiuni, deoarece în astfel de cazuri filmările devin probe în cercetarea penală și ele pot fi examinate de procuror și pot ajunge în instanță ca să demonstreze diverse fapte penale. Uh-huh. Dar la infracțiuni nu, trebuie să vină agentul. Dacă nu vine agentul, nimic. Dar iată, acest proiect de ordonanță de urgență ar urma să schimbe fundamental situația și vă citez din proiectul consultat de publicația economica.net. Așadar, polițistul rutier va putea constata contravenția și ca urmare a verificării sesizării formulate de un participant la trafic, care a surprins faptele într-o înregistrare audio, video sau video. Sesizarea, deci se înțelege că fără fotografii, sesizarea participantului la trafic trebuie să conțină, în mod obligatoriu, aici vă rog să fiți atenți, datele acestuia, adică acelui care sesizează, da? Datele acestuia de identificare, nume, prenume și cod numeric personal sau codul unic de identificare, datele de contact, număr de telefon și adresa de corespondență, declarația pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și înregistrării audio, video sau video, data, ora, locul sau orice informații care conduc la identificarea locului unde a fost percepută și surprinsă posibilă faptă contravențională, precum și semnătura, și să fie însoțită de înregistrarea audio, video, și poliția va asigura confidențialitatea datelor. Da, mă bucuram degeaba. Asta e dată cu dedicație, când o să mă pensionez, o să intru în cercul ăsta. Deci tu vrei să fii prăcios fără niciun efort? Tu îți dai seama cât ai de făcut, că mi-ai citit acolo de... Păi când trimiți sesizarea, te duci la poliție și dai o declarație frumos, cine ești. Asta spun. Deci, deci tu voiai să o dai anonimă. Ca lume. Normal vreau să dau un SMS cu film. Păi serios, e treaba mea. Eu îți dau filmarea. Uite, de ce nu ți-asum? Pentru că așa... Păi mi-asum. Îți trimit filmarea. Da. Cu ceea ce am văzut. Așa. O încălcare a legii, da? Mă pui să dau declarație pe proprie răspundere că ce? Păi da, dar dacă cineva minte, inventează, cum face inventă? O... Păi dacă face e filmare, truchează, pixelul albastru. Face cu pixelul albastru, truchează, numai să facă... Îl SMS-ul ăla. Păi SMS-ul vine de pe un telefon, păi ăsta... Nu se mai dau și alea, trebuie să ai buletin ca să-i, nu mai sunt anonime. Mi l-a furat. Mă, nu știu, pe așa să nu mai dea. Adică, dar de ce nu vrei să-ți asumi că faci o sesizare? Da, mi-asum, dar n-am timp să-mi asum cum ar veni. Adică e prea mare efortul. Bun. Deci tu vrei e clar să faci asta în timpul liber. Haideți să vorbim despre asta. Să mă plimb. Eu am o problemă veche de tot cu aia care am și eu caracteristica zonei mele pe Calea Moșilor. Sunt în continuu, e blocată prima bandă. Pe Calea Moșilor sunt două benzi și un bulevard destul de aglomerat. În continuu, pe prima bandă, oprite mașini pe avarii care merg acolo, sunt foarte multe case de schimb valutar și case de amanet. Și oamenii opresc acolo cu mașina pe avarii și își văd de treabă zi de zi. Asta e valabil aproape pe orice bulevard, unde sunt e și un magazin alimentar sau... Sute orice de astfel de șoferi care opresc, pun mașina pe avarii și își văd de treabă. Și eu pe aia aș filma de dimineața până seara, dacă aș fi un pic mai și liber. Văd pe Luca mergând cu telefonul. Serios. Mai palmat așa, că dacă îl văd băieții... Că mai trece locala și îi mai amendează, dar nu poate să stea nici aia de la local. Sau, mă rog, ar putea, de fapt. De ce să nu? Eu de-aia spun. Mai vorbeam și cu un prieten. În București, dacă pui câte un polițist în civil, sau câte un cetățean ăsta care filmează, în fiecare intersecție, la fiecare semafor vă dau scris. Sunt cel puțin două mașini care trec pe roșu și 5-6 care trec pe portocaliu. Aia pe portocaliu, aia să zicem că sunt ok. Dar două mașini trec pe roșu aproape la fiecare intersecție toată ziua în București. Bine. Ce părere aveți, prieteni? Sunteți de acord cu schimbarea asta propusă? Deocamdată este proiect.
schimbarea aceasta propusă în codul rutier, astfel încât să poată fi sancționați șoferii care comit, mă rog, încălcările codului rutier și pe baza filmărilor făcute de alți cetățeni. Și, mă rog, Luca spune că nu o să mai trimite nimeni poze pentru că trebuie să-ți asumi. Da. Mie mi se nu pare ok. Nu să-mi asum, dar e prea mare bătaia de cap. Să mă o să dau declarații. Vi se adică pare prea mare bătaia de cap? Nu-mi place. Vi se pare prea mare bătaia de cap? Și până la urmă, credeți că e mai bine sau mai rău să fie acceptat o astfel de formă de sesizare a autorităților? Adică nu credeți că o să urmeze cumva campionatul părăcioșilor? Chiar și cu asta posibil. Că trebuie să dai declarații. O să apară diverse fundații cu persoane care asta o să facă. 0372069599. Amendarea contravenienților în trafic pe baza filmărilor făcute de alți cetățeni. Cetățeni care trebuie să dea o declarație în sensul ăsta și să își dea și datele de identificare. 0372. O luăm de la capăt. 0372069599. Așteptăm și mesaje WhatsApp 0728 3132. O propunere care ar putea să ne schimbe viețile tuturor în bine sau altora în rău. Propunerea de ordonanță de urgență prin care codul rutier ar putea fi modificat astfel încât să polițiștii să poată sancționa pe contravenienții din trafic pe baza înregistrărilor audio-video făcute de cetățeni. Îl vezi pe ăla că face mes cambe în trafic, pac, l-ai filmat, trimis sesizarea, semnezi codul personal, codul numeric personal, descrii ce s-a întâmplat și aștepți cine știe ce urmează. Deci nu dăm întâi. Hai să vedem, avem multe mesaje și multe apeluri telefonice. Mi se pare o idee super tare. Și mai am o idee. Oamenii care trimit filmulețe poze să primească gen 10% reducere la taxe sau tot felul de beneficii în relația cu statul. Le dăm un carnet unde să notăm toate lucrurile astea. Întoarcem la comunism. Deja ah, nici nu se mai chinuie să ne asculte. Ne pune să ne turnăm între noi. Eu nu zic că n-ar trebui să fie amendați sau responsabilizați oamenii. Dar credeți că asta e soluția? Credeți că asta e soluția să ne omorâm între noi? Salut din Constanța. Eu sincer cred că la... să fiu sincer să fiu tocmai că nu ne omorâm între noi, că dacă poți să obții ridicarea permisului unuia care e agresiv cu tine în trafic, atunci îl filmezi cu asta basta, nu trebuie să te mai dai jos la el ca să te bați cu el pe stradă. Iar ideea funcționează în câteva țări occidentale, din câte știu. Da, uite, ne-a scris Raul că în Singapore sunt asociații de pensionari care vânează astfel de infracțiuni și apropo de ce zicea ascultătorul de mai devreme, eu cred că da, eu cred că merită orice efort la noi în țară. Să mai stăvilim puțin de bandada de pe străzi. Uh-huh. Uh-huh. Hai, duce ala. Salut, băieți! E cea mai bună lege asta. Să vedeți voi ce se calmează șmecherii. Aha. Să dea Dumnezeu să o dea. Corect. E cea mai șmecheră treabă. Am înțeles. Mulțumim tare mult, ia. Hai să... Salut! Răspunsul la întrebarea voastră e simplu, adică cel puțin la problema pe care o ridică Luca cu... faptul că n-am timp ca să semnalez sau să fie pedepsit un șofer din ăsta agresiv în trafic, un șmecher de ăsta care croșetează, sfrânează în față, ba, crede-mă, îmi fac timp, îmi iau zile de concediu dacă e nevoie, vezi, ca să mă duc să probez că așa face și ca să fie pedepsit în sensul ăsta. Adică sunt prea mulți, mult prea mulți și deja merită orice efort să mai ardă din ei. Da. Categoric. Nu, eu ce am de situații de alea, când vrei să-i filmezi pe unii care pun mașina pe avarii și pleacă. Nu. Hai că sunt Marius, bună dimineața! Bună! Dimineața, domnilor! Te rog, opinia ta. Am auzit și punctele de vedere de mai devreme, unele au fost chiar amuzante. Da. Cred că ai zis Luca mai devreme cu formularul, că nu e bun să dai un SMS. Da. Dai seama că poate anul an ar face și poliția campanie, că primesc zeci de milioane de mesaje. False, nefalse, prea multe, sunt inundați de mesaje și nu mai pot să le mai rezolve. Și asta e un punct de vedere. E o formulă. Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și asta este un punct de vedere. Dacă ar fi de simplu, atunci toată lumea ar trimite toată ziua. Bun, și poliția are capacitate limitată totuși de a investiga aceste sesizări. Mie mi se pare importantă precizarea că nu e vorba de poze, e vorba de filmări. Filmările cred că sunt și mai greu de falsificat. Dar ar fi foarte multe. Și multe probabil neasumate. Cu foarte multe. Televiziunea ar spune că se poate face din imagine orice. A, sigur că da, da. Alina, bună dimineața. Bună, Alina. Bună dimineața. Bună. De 2 ani de zile am făcut această reclamație la poliție. Am fost agresată la Unirea, în intersecția mare și fără niciun rezultat. Adică ai trimis o filmare. Filmare, declarație de proprie răspundere, absolut tot. Și poliția nu investighează, asta spui. Nu știu.
Păi mai intram... 2 ani de zile m-a chemat, am dat declarație și atât. De mai... atunci nu se întâmplă nimic. Mai sună și tu, mai bate-i la cap. Nu s-a finalizat, ce se probabil. Mai întâmplă, ce mai faceți? Mulțumim, Alina. Daniel, bună dimineața. Bună, Alina. Bună dimineața, bună dimineața, domnilor. O fi bună legea, nu fi bună legea, ce vrea ei să facă, dar vă spun un caz concret. Am un amic care este șofer de camion și venind de la Constanța spre București, mașina a rămas în pană pe autostradă. A intrat omul în prima parcare și a remediat problema, a ieșit din parcare și n-a parcurs decât 200 de metri. Mașina iarăși a făcut probleme. Omul a dat înapoi în mașalier și a intrat în parcare. Cine a făcut reclamația, cine n-a făcut reclamația? S-a venit un echipaj de la poliția rutieră, autostrăzii, i-a luat permisul pe 4 luni de zile și a zis, frate, n-avem ce să-ți facem, nu-ți luam permisul, nu-l luam de tine, te înțelegem că asta este situația, dar zice, ai avut reclamație făcută. 4 luni de zile omul este pieton. Nu dai marșarier pe autostradă 200 de metri. Niciodată, practic. Da, ca șofer profesionist trebuie să știe asta. A scos triunghiul, că da-i triunghi. Am avut și eu pană pe autostradă. I-am pus triunghiul și am făcut pana înghesuit acolo, ce să fac. Stai că Gabriel ne-a pus în hold. Mișto muzica. Alexandru, bună dimineața, Alexandru. Salut, Alex. Salut. Bună dimineața. Salut, opinia ta. E o lege foarte bună, sunt perfect de acord cu ea. Da. Mai ales pentru ceea ce se întâmplă în orașe. În traficul de afară e altceva. Nu cred că o să reclame cineva că asta a făcut o depășire pe linie continuă, pentru că se știu cum se circulă afară. Dar în orașe este jale. Ba, eu cred că o să, eu cred că o să reclame. Adică dacă eu sunt afară din oraș, merg pe liniștit pe drumul meu și face unul o depășire pe linie continuă și e gata să mă spulbere. Și am trei să le vid și am cameră de bord, garantez că fac sesizare. Corect, așa e. Dacă e gata să te spulbere sau dacă faci o depășire riscantă, da. Adică cui nu i s-a întâmplat totuși în trafic, nu? Să meargă normal pe drum și să apară un bezmetic de ăsta care face depășiri, intră pe contrasens și riscă să omoare pe toată lumea în jur. Adică pentru așa ceva, da. Pentru parcări incorrecte în București nu m-aș deranja. Dar pentru așa ceva, da. Pentru că ăla o să omoare mai devreme sau cine. Păi tu ai șansa să faci reclamație zilnic. Practic vii pe DN1. Se poate întâmpla orice. Da, și zile, în fiecare era dimineață. Un băiat, m-am făcut la niște crețuri în trafic pe tot DN1, am ajuns împreună la semaforul de la pasajul aerogării. Era ceva, eu mergând constant. Florin, bună dimineața. Bună. Florin. Bună dimineața. Bună ascultăm. Dimineața, băieți. Te rog. Este foarte bun proiectul, sper să se și implementeze. Ne responsabilizează pe toți acest lucru, dar cu filmatul să trimitem noi, să completăm formulare, exact cum a zis și Luca, cred că este o mare bătaie de cap, dar avem inteligența artificială, am putea pune camere de la vedere să filmăm la toate intersecțiile. Și atunci n-ar mai trebui să mai completeze nimeni, cum te trimite amenda pentru neplata rovinietei, așa se poate trimite și amenda pentru trecerea pe roșu, pentru parcare. Și asta este o idee. Și asta este o idee. Pledăm pentru radare fixe, pentru camere de supraveghere a traficului, dar este altul sensul legii. Sensul legii este ca cetățenii să se autodisciplineze unii pe ceilalți în trafic. Asta este ideea acestui proiect de ordonanță de urgență. Asta cu camerele nu cred că o să funcționeze montate, ele există, alea, cele fixe. Da, pentru că ele există, dar nu se folosește. Cred că au fost în funcțiune un an sau doi. Eu cred că ele înregistrează, dar nu cred că e nimeni la primire. Cred că sunt mai degrabă camere de monitorizare a traficului. De monitorizare, dar păi și când monitorizezi traficul, nu vezi că unii blochează intersecția trecând pe roșu? Nu știu ce capacitate au de identificarea numărului mașinii respective, a situației efective. Sunt camere de monitorizare generale, deci sunt camere de plan general. Nu știu ce rezoluție au, habar n-am. Andrei, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Andrei. Salut, opinia scurt, ta, te rog. Da, voiam să-mi spun și eu părerea. Am pierdut un pic din discuția voastră. Am mai avem puțin timp, te rog. Sunt pentru un fel de bodycam-uri montate pe mașină, cetățenii responsabili să și le monteze pe mașină sau pe piept sau unde vor, pentru că sunt omologate. Altfel, în instanță, nu ai cum să dovedești, ci este contestabil.
În instanță, dacă e probă într-o infracțiune, se pot folosi. Cum? Dar se folosesc înregistrări de pe camerele care înregistrează, nu știu, ambiental, pe stradă. Da. Dar e altceva. În instanță e deja un proces penal. Dacă tot aveți camere, filmați-vă că ascultați Europa FM, ne trimiteți și nouă imagini, uite, cu ocazia asta. Bodycam. Facem noi. Da, de pe bodycam. Cu Europa FM, parte din viața mea, ne trimiteți mesajele WhatsApp 0728 3132 și noi, uite, astăzi avem 100 de euro. Putem să vă recompensăm cu 100 de euro dacă faceți lucrul ăsta. Ne demonstrați practic că facem parte din viața voastră. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.